Salutări, prieteni, se râde în studio. Nici n-a început bine emisiunea. Salut pe Meme și pe Pandi. Se râde în studio pentru că avem pregătit pentru dumneavoastră, dar spre final, așa rămâneți cu noi, un joc. O să fie foarte simpatic, o să am așteptat finalul ăsta de an, ultima emisiune live și am așteptat pe Meme și pe Pandi. E perfect, adică e cadrul ideal. Tu la joc îți scoți casca din ureche. Da, gata, că mi-a zis producătorul că mă poate ajuta și atunci eu scot casca ca să fim corecți. Așa, deci avem de discutat despre transferul, că se întâmplă lucruri, se mișcă lucrurile, ceea ce e foarte bine în fotbal românesc. A venit un internațional finlandez la Craiova și o să discutăm așa pe scurt. Omul a dat atenție ultimele două goluri ale Finlandei în preliminarii. Nu-i puțin lucru, 29 de ani experiență vorbim. Rapidu pleacă Borja Vaie, deja l-au prezentat de ieri pe Krasniqi, astăzi apare și prima declarație, o să o vedem. Borislav Burmaz, 22 de ani, vârf de la Vozdovac, din Serbia. E de discutat și despre el. Și pe plan internațional avem lucruri. Ancelotti, confirmat, prelungește până în 2026. Deci nu e Brazilia, Brazilia caută selecționer, îmi pare rău. Terim la Panathinaikos. Rămâne și Leverkusen cu antrenor. Sau vine la Bayern. Vezi? Da? Nu v-ați gândit? Sau, da. Dacă a zis Xabi Alonso, îmi pare rău, băieți, nu. E singurul antrenor care n-a pierdut niciun meci? Da. De când a început campionatul? De când a început toate competițiile. Da, și are 6 victorii. Și nu-i la Bayern. Și nu-i la Bayern. Da. Mare șmecher. Bine, dar a făcut vreo 4 transferuri bune. Foarte bune, dar le-a bine, făcut nu, cu cap. Cine nu. Știe ce, dar na, totuși bă. Jucător bun. Cred eu. Păi bun. Hoffman, care era golgheter la Boniface în față, ăsta la alt stânga. Hoffman de la și Gladbach și Grimaldo care a luat gratis de la Benfica. Care are deja 7-8 goluri cât are. Da. Senzațional, adică tot ce a făcut, tot ce a pus, e cred că printre singurele. Ok, au mai adus ei niște jucători tineri de, să spunem, de plan secund, așa, rezerve care mai intră din când în când. Eu sunt foarte curios ce director sportiv are, că tu știi, eu nu prea urmăresc, recunosc că nu sunt mare fan al campionatului Bundesliga, nu știu de ce, dar nu m-a atras niciodată. N-am, și dacă am rămas așa, am îmbătrânit. nu mai pot suci acum. Și ce au avut tot timpul conducători, la Kalmund a fost un conducător excepțional, dar sunt curios ce director sportiv are. Pentru că sunt foarte importanți în vest directorii sportivi. Da, ai să mutat la televizor, stătea pe la televizor. Kalmund? Da. Da. Cum se revărsa, stătea. La un moment dat, cred că slăbine, cred că i-au făcut ceva o operație de aia, i-au strâns un pic. Dar nu ți se pare că sistemul ăsta o să fie implementat la mai multe echipe? Zi-mă, Rolfes, fostul jucător. Rolfes, da. Îl știi? La mai multe echipe? Da. Sistemul ăsta lui o să fie implementat la mai multe echipe? 3, 4, 2, 1, ăsta? E posibil. Pentru că tot îl văd pe ăsta, așa, sistemul ăsta, că tot încearcă echipele astea din planul 2, că echipele din planul 1, 4-3-3, da, trebuie asta să jucăm. Celelalte încearcă altceva, da. Cu doi atacanți, cu sistemul ăsta. Mai Interul cu 3-5-2, da. Pentru că a fost într-un an în care noi vorbeam și a câștigat Sporting campionatul, surpriză mare, da, cu doi atacanți, la fel un 5-3-2. Da. Cred că cu Bazdos, da, că ne-a dat vreo 30 ceva de goluri, a câștigat Lille, surprinzător, 4-4-2, la fel cu două vârfuri. Și acum mă gândesc că dacă o să fie o surpriză, s-ar putea... E un brăduț. 4-3. Nu, e. Tu pui 3, îl pui coada de la brad. Păi da, e normal. Nici măcar 5. Nici 5. Păi voi vreți spate, adică voi vreți să portați spate, nu? Noi mergem pe crenci, nu mergem pe tulpin. Păi eu am pus portarul, eu am pus și stativ. 4-3-2-1 a fost bradul ăla. Era clasic, Milanul lui Ancelotti. Sacchi. Da, nu, Sacchi a venit cu 4-3-2. Da, și după aia lui Ancelotti mai încoace era tot brăduț, nu? Da. Noi am experimentat asta. Am jucat dar jucam cu Kipciu și cu Latovlevic. Da. Și aveau apariții la finalizare. Da, au și marcat. Da. Sunt echipe care au jucat 3-4, Chelsea, de exemplu, Rapidu, a jucat... Rapidu, Bădoi și Caramian, împingeau foarte mult, ții minte, jocul în flancuri. Da, Bădoi era extrem de important în poziția aia. Chiar Bădoi în 3-4-3 juca și acolo, juca și puțin mai în față, dar acolo, în poziția aia, a jucat foarte bine. A jucat chiar înainte de Caramian, în stânga, a jucat Stancu. Ionu Stancu și chiar au fost binișori și ei. Dar
dacă ai și marcatori în margine, e extraordinar. Ceea ce Leverkusen, că da. Tot am ajuns la ei, da. Leverkusen îl are da. și pe da. Frimpong într-o parte da. Și pe Grimaldo în da. Cealaltă parte. Păi sunt oameni de, cred că unul are vreo 5 goluri sau 6 goluri da. Și unul are, dar sunt oameni de genul 5 goluri și vreo 8 pase, amândoi da. Au câte 8 pase decisive și 5 și 7 goluri. Păi să ai așa ceva la oameni în... Ți-am zis, nu mă uit foarte mult la Bundesliga, dar la Leverkusen m-am uitat special să văd ce joacă. Dar nu, Grimaldo nu există meci să n-aibă 3-4 ocazii de gol. Da. Pentru că apare tot timpul liber. Da, și Frimpong la fel. Dar asta e clar că e talentul lui Xavi Alonso. Da, absolut, absolut. Știe să-i... Și, nu știu, un fost fotbalist de ținută, nu cred că... A putut cineva spune ceva rău de Xavi Alonso. De prestanța. Jucător excepțional. A jucat și la Liverpool, a jucat și la Real, echipa națională, da. Și la Real, și la echipa națională, la Spanii, unde era foarte greu un mijlocaș fiind să joci, pentru că erau Busquets, Iniesta și Xavi. Da. Erau cei mai buni mijlocași din lume. Și tu ai făcut sistemul ca să-l bagi și pe el. Să-l bagi și pe Xavi Alonso să joace toți, da. Să faci, a venit, s-a întors. Pandi, bine ai revenit. Sper că ești bine. Sper și eu. Așa, bun, gata, am trecut, e final de an, ne mai înnecăm că... Eu cred că te-ai dus să te antrenezi pentru joc. Da, să mă documentez. Ai simulat, să mă documentez puțin. Bun, vreau să vorbim un pic de, apropo de sisteme, apropo de jucători. Aduce Craiova un jucător interesant. Foarte interesant. Adică, când, dacă vezi cifrele, eu nu-l știu. Nu știu dacă poate te-ai uitat cu meme, poate... De la HJK Helsinki? De la HJK Helsinki, da. Am văzut cifrele. 47 de meciuri, 7 goluri în echipa națională, fundaș dreapta. Siri Soiri. Da. Sper să bună. Pronunț corect. Da? 29 de ani, experiență. Parcă e alt tip de jucător decât vine în general în România. Adică, o altă calitate. Pare, când zici 43 de selecții într-o națională, indiferent, ok, Finlanda chiar a mai făcut niște rezultate în ultimii ani. Cum să nu? Da? Mi se pare o achiziție bună. Ce zice Spania? Oricum părea că Craiova avea nevoie, nu în dreapta de ceva. Da. Vlădoiu nu mai juca căpățână, Borța că a plecat acum, care mai putea să joace acolo în dreapta. Căutau probabil un fundaș dreapta, se gândeau că poate căpățână e mai bun la mijlocul terenului. Da, el pare așa interesant după cifre, dar să vedem ce poate, că la noi pare că e interesant, pare că e ușor și când vii la noi te trezești că de fapt nu e chiar așa ușor. Avea nevoie să echilibreze flancul, adică era bambă. Da. Dacă ajunsese la un moment dat a jucat în Dong, a jucat și în Dong fundaș drept. Exact. Dar era clar, nu. Era clar că ei acolo aveau nevoie de un titular. Arată bine. CV-ul lui arată bine. A jucat. Am jucat gândesc. Mereu și joci la echipa națională a Finlandei. Nu e foarte ușor. Absolut. Nu e San Marino. A, 100%. Da. Eu național care până la urmă își speră în continuare în calificarea la, sigur. La campionatul european prin intermediul barajului. Da. Dar mai vreau să te întreb ceva, Meme, pentru că e foarte interesant. Eu nu mi-am aminte să se fi consumat vreo campanie de achiziții din ultimii mulți ani, în care patru echipe de iarnă, în care patru echipe până la sfârșitul anului să mute. Da? Da. Toate echipele au cumpărat jucători. Nu, CFR-ul a luat? Nu, CFR n-a luat. CFR-ul a dat. CFR-ul n-a luat. Nu, dar trei echipe, deci voi, Craiova... Voi CFR-ul Craiova a zis că ia 6-7 jucători. Da. Prin vocea lui Neluțu. Așa a spus. Da. Bun, probabil îi așteptăm, dar zic așa, nu mi-au cam minte fenomenul ăsta să se fi petrecut și cred că e foarte benefic. Și pe bani, Rapidul, și jucători cu cotă, pentru că bănuiesc că un titular al Naționalei Finlandei nu vine pe un salariu mediu în România. Da. Mediu din campionatul nostru. Nici eu nu-mi închipu. Deci probabil că și Mihai Rotaru a făcut un efort mare în situația asta. Până la urmă și noi am luat doi jucători. Babal Hasan, care a cam confirmat, și Luis Felipe, care a suscitat ceva interes din moment ce a fost considerat interesant și de alte grupări. Cred că a doua parte a sezonului va fi foarte interesantă. A, și, oricum era interesantă. Da. Dar da, acum da. Chiar gradul de interes crește. Mă gândesc că s-au consultat cu Petev. Așa îmi imaginez că începe, adică nu cred că, nu? Și eu cred, da. Nu cred că l-ai adus pe Petev și nu începi să-l întrebi. Dom'le, ai vreo
uite, ăștia sunt, astea-s variantele, cred că va avea un cuvânt important de spus, mai ales că tu spuneai un lucru interesant, Pandi. Tu ziceai că, ca Flasei, te informasei, că e un antrenor care îi place să urce foarte mult cu funda și laterali. Ceea ce mă gândesc o să vedem în partea a doua a sezonului, nu? Și de asta cred că a insistat pentru un fundaș dreapta. Exact. Nu? Da, o să vedem și deștepți care o să-l atace pe părțile alea unde urcă cu, cu fundaș și că să nu crezi că doar el păcălește pe altcineva. Îți dai seama că o să-l studieze, o să vadă și dacă urci cu doi fundași, ori ai doi fundași centrali buni de tot și doi închizători și în patru să știe să joace ca să acopere cât de cât spațiile, că dacă te trezești cu doi acolo lăsați liberi, ai o mare problemă, da? Să vedem. Ma, în comunicatul Craiovei... Cred că vor aduce și fundaș central, mă gândesc. Pentru că acolo chiar au avut probleme. Să-l ducă pe da. Screciu după aia la mijloc. Probabil că da. Mai ales și în perspectiva turneului final, că Screciu la echipa națională a jucat închizător, a făcut-o bine. Da, 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 da. Nu, așa, probabil că da. Cu un fundaș care vine central, cu ce ai acolo, cu Screciu și cu Crețu probabil în față da. Și să înveți să te aperi da. În patru, da. Dacă te atacă pe lateral, pe plecarea unui fundaș lateral, cred că ai cât de cât experiență. Mie îmi place Raul Silva, de exemplu. Mi se pare deja că e destul de lent, dar îmi place. Pasa, pleacă cum trebuie, mie îmi place de el. Da, în același timp, în comunicatul ăsta de prezentare a lui Soiri, e un amănunt pe care eu nu l-am văzut foarte des. Apropo, că tu mi-mi ziceai că îți plac și te interesează jucătorii care să fie polivalenți. Dar da. Se zice acolo, mei, l-am adus să întărim fundaș dreapta, dar poate să joace în oricare dintre poziții laterale din față. Aripă, stânga, dreapta. A, adică l-au adus pe Sorescu. Deci eu așa ceva nu am mai... Nu am mai văzut. Deci uite, deci noul nostru fotbalist cu 43 de prezență națională în Finlandei va întări postul de fundaș dreapta. Dar poate evolua și în cele două flancuri ale atacului. Vă aduceți aminte de așa, de vreun jucător care să poată... Sorescu. Sorescu, în afară de Sorescu. Da, Sorescu. Krasnici acum. Krasnici. Sau, mă rog. Ermal. Îl ascultăm imediat pe Ermal. Bă, și el a jucat, chiar dacă în 5, dar a jucat fundaș dreapta. Lampard. Lampard joacă toate posturile. Da, Lampard a jucat puțin Kipciu. Sus, mai sus. A jucat la Timișoara acolo, da, la Timișoara, după aia n-a mai jucat. Kipciu. Kipciu, fundaș dreapta, extremă stângă. Da. Sunt, Artean, da. Care e probabil cel mai polivalent, dacă pot să mă exprim așa. E, pot să mă exprim, dacă e corect. Nu e chiar așa eu corect. Eu pot să fac ce vreau. E normal. După aia final, să... Îmi fac de cap. Da. Sunt ceva jucători polivalenți. Dar e o particularitate, da. O chestie interesantă, așa, știi? Adică să joci fundaș dreapta de la bază, dar să poți să joci și... Pentru că ăștia de care noi discutăm, uite, i-au avut... a fost sunt, într-un context, da? Retrași... Da, da, sunt două exemple la Bayern München. Lam, iar mai apoi Kimmich. Fundaș dreapta și puțin stânga... Închizător după. L-am fundat stânga da, cu dreptul da. Ăla campion la Stuttgart. Tot mai multe meciuri a avut fundaș dreapta decât fundaș stânga. 100%, dar el a jucat vreo două sezoane fundaș stânga. La națională. Da. Da. Nu ți minte da. Golurile alea cu dreptul. Dar după aia s-a transformat în închizător și acolo s-a lăsat din închizător. Și închizător bun. Kimmich la fel, din fundaș dreapta pur, da. A trecut de închizător și la un moment dat avea niște cifre de se speria toată lumea. 99% acuratețe, 13,7 km alergați, record după record bătea. Ai zis tu că ce făcea Hagi ți-a plăcut. Da, că l-a transformat Benzar, pe da. Benzar în mijlocaș în fundaș dreapta. Bine, nu se pune aici, dar văd că când joci pe mai multe posturi și nu joci bine pe niciunul, e bine câteodată. Nu? Că te caută lumea. Te caută lumea, că tot timpul când lipsește unul intră. Dar nu ești pe nimica, pe niciun post niciodată. Deci tu la începutul sezonului de regulă ești rezervă. Sorescu, da, Sorescu ce e la național? Dar pentru da. Asta, pentru că nu e nimic, da, e. Înțelegi, pe niciun e. Post, adică da. Nu e stabil pe un post, e că ai nevoie de asemenea jucător. Ia treci în stânga sus, pac, joacă bine. Ia treci în dreapta sus, hop, joacă bine. Ia treci fundaș dreapta, ia treci fundaș stânga. Da. Și joc orice aia vrei. A fost surpriză, da. Dar bine, a fost și un concurs da, de prezență. Da, da, da. Și atunci jucătorul ăsta nu lipsește niciodată. Da. N-ai treabă. Bun. Hai să-l ascultăm pe... Doar că ai putut să-l folosești cu Andorra, fundaș stânga, adică e puțin mai complicat cu Belgia și...
Adică zici că poți să faci experimente de astea în anumite meciuri. De exemplu, pe Soiri îl vedeți, nu știu, extremă... Acolo e aglomerație mare. Extremă stângă n-ai cum. E aglomerație mare. Fundaj nici extremă stângă. Cred că suntem... Sezonul ăsta este sezonul cu cei mai mulți buni atacanți laterali stânga din istoria fotbalului recent a fotbalului românesc. 100%. Nu e echipă din play-off să n-aibă 2-3. Da, 100%. Păi și ce se joace atunci? Vlădoiu, fundaș dreapta și el extremă dreaptă? Că nici nu știi care e fundaș dreapta. Da, coboară la urcă ăsta, adică păcălește adversarul mai tot timpul. Faci spectacol. Faci spectacol, nu? Hai să-l ascultăm. Haideți să-l ascultăm pe Krasniqi. Da, clar. Primele declarații ale lui Krasniqi. Dom'le, dacă n-am vorbit de Krasniqi zilele astea, da. Deci nu s-a vorbit în întreg sezonul de Krasniqi, poate la început atunci. S-a întâmplat ceva cu el sau doar că a fost accidentat, a ajuns în situația în care a ajuns? Sau și sistemul schimbat? Cred că sistemul. Nu știu, ceva este. Eu am spus, mi se pare că am văzut în campionatul ăsta trei jucători. Krasniqi, Avunu și Kite. Nu mai sunt aia care au fost la început. Din nu știu toți ce cauză. Toți au avut accidentări. Da. Toți au avut accidentări. Asta spun, că nu discut din a doua jumătate a sezonului trecut, că începuse să scadă. Accidentare. Asta spun. Nu discut că au avut probleme, n-au avut probleme, dar Avunu a avut ceva? A fost și la accidentare o etapă, două, trei. Mai mult, dar eu nu discut aici de accidentare. Discut de felul în care alergai când ai venit și felul în care alergi când se termină ultimul meci, da? Da. Din sezonul ăsta. Mi se pare că diferit. E posibil. Krasniqi. Jam shumë i lumtur mas pori këtu që jam në mesin tuaj dhe faleminderit për këtë pyetje dhe e kam zgjedhur Rapidin sepse më ka pëlqyer gjithmonë loja e tyre dhe atmosfera normal këtu është dhe më nxit po pres se të luajnë në këtë stadion. So you played twice against Rapid this year. How did you see Rapid as an opponent? You played even here in Gjulesht. Po, është vërtet kemi luajtur këtu dhe sa herë që kam luajtur në këtë stadion jam ndjer shumë mirë dhe më ka pëlqyer atmosfera mjaft shumë dhe më di po pres të luaj tani në pranitë e këtyre tifozëve dhe me përkrahjen e tyre besoj që kemi më bën më të mirën. You will have two teammates from Kosovo, Albion and Florent. How important was that on your choice? Po, është vërtet, me Albionin kemi qenë edhe në Kosovë bashkë tek Ballkani dhe normalisht jam shumë i gëzuar që është edhe Florent Hasani, sepse e njoh pak a shumë dhe mendoj që kemi me bë punën më të mirë dhe kemi japur maksimumin për të gjithë këta fansa këtu dhe shpresoj që të arrim objektivat e klubit. Which players do you know from Rapid? E njo Albionin, Florent Hasanin, Brown, Petrila, sepse kemi luajtur bashkë edhe tek QFR për 6 muaj dhe kemi kaluar mirë dhe me nxit po pres t'i njoh edhe të gjithë bashkëtorët e tjerë. Pak a shumë i njoh, por jo personalisht. Pozita ime preferuar është me Sulmusi Majt, por gjithashtu mund të luaj edhe i djathtë. I vetëdijshëm për konkurrencë dhe normalisht në çdo ekip ke konkurrencë dhe shpresoj që kusht e luaj të japë maksimumin dhe të fitojmë për ekipën, nuk ka rëndësi se kush do luaj ose kush jo, me rëndësi që të fitoj ekipa dhe t'i gëzojmë këta fansa. I Rapid fans, I'm very happy to be here and I promise you we can make 100% every training, every game and I hope we win the title. Da, puțină engleză la sfârșit. Interesant ce zice, pot să joc stânga și pot să joc dreapta. Că voi amândoi ați avut aceeași idee. Dom'le, poate l-au adus să joace în centru. Sau poate ne doi în față, dacă joacă 4-4-2, să fie el și cu al doilea. Un vârf. Am spus că nu cred că poate să joace în centru. Nu cred că poate să joace în centru. Ne gândeam că unde ar putea, dacă acolo nu. Poate. Dar noi a doi din față îl vezi.
4-4-2, să fie unul și să mai fie altul. Schimbă acolo. Sistemul Bergă de 4-4-2. Nu știu. Păi ce să facă? Păi și Burmaz. Păi Burmaz. Și Rahmani. Rezervă. Păi când își revin, că nu știi când își revin. Da. Da. Dar Rahmani e un semn de întrebare. Asta spun, că nu e chiar așa ușor. Mâine nu cred că e apt. Da. În același timp vreau să vedeți o poză interesantă de pe sunt niște poze foarte frumoase, recente. Vreau să le comentez cu meme, după aia o să vedem și o poză legată de da. Olaru și-a cerut prietena în căsătorie. Da. Moment romantic. Auzisem. E al doilea, i-a luat înainte Târnovanu. A, da? Da, da. A, deci la voi e... Și fane, da. E perioadă... Asta, unde e? La Burj Khalifa? Da. Văd că... În Dubai a cerut-o de... Da. De soție. Știai? Adică... Da, da. Îți spusese? Nu mie, nu, dar aflaseră băieții. Nu știu dacă știa viitoarea soție. Nu cred că știa, deci dar... Deci tu aveai pe surse. Băieții știau, da. Băieții știau. Și știau de Târnovanu? Nu, de Târnovanu habar n-aveam. N-a știut nimeni. Da, da, da. Am noroc cu rețelele. Da. Îți convine când auzi că se căsătoresc fotbaliști? De ce? Foarte frumos. Bine. Dincolo de romantism, de inimioare. La Mexic era același lucru. El, știți foarte bine, are două zile libere, el vine și se antrenează. Asta e el. Nu. Pe vremuri spuneam, băi, bine că se căsătorește, că nu mai iese, nu mai umblă, nu mai aleargă după, dar la chiar nu erau probleme, nici la Târnovanu. Ei au avut, sunt în relații de lungă durată cu fetele pe care le-au cerut acum de soții. Pandi, ți se pare important aspectul ăsta, să fie căsătorit fotbalistul? S-a vorbit foarte mult de faptul că un fotbalist căsătorit, și fac paranteza asta, că e mai așezat, că are liniște, că știe ce e acasă, că... Știu. A, înțeles. Ai fost fotbalist. Păi nu. Dacă și căsătorit. Da, nu vreau să mai vorbesc. Pentru că uite-te câte divorțuri sunt, ca să vezi dacă bine este căsătorit. Dacă e pe aia, cum o chema, pe Vanda Nara, nu. Deci de asta spun. Așa e frumos, da. Acum e frumos, dar dacă te uiți și dai în urmă la toți, cam... Mulți au avut probleme. Deci nu e. Da, e normal să... Ce? Nu e. E normal ce să faci. Nu să stai singur. E normal să te căsătorești. Nu? Nu e obligatoriu să te căsătorești. Că poți să stai cu cineva ani de zile și să nu... Dacă așa vrei, poți să stai. Dar cam tot aici. Dacă stai și dacă te căsătorești... Dacă stai separat, nu e același lucru. Dacă stai în aceeași casă, păi ce contează că ești sau că nu ești? E același lucru. Important e să se simtă bine. Nu vezi ce frumos e? Deci urmează o vară... Ricky Gervais nu e căsătorit, dar e cu Jane din 82. Deci, na. Corect. Nu? Oricum e frumos. Mie îmi plac astea. Adică chiar nu îmi plac. Nu știi când urmează să căpănuiesc, că în vară nu știu, nu are planul. Știu doar că el fiind foarte bun prieten cu Șut, Șut s-a căsătorit în vara 2023. Ei erau prieteni și cu Cristea. Cristea se căsătorise și el. Na, e... Se ia chestia asta. Mie îmi place, da, se ia, da, da. Sunt foarte tineri, dar e foarte bine. Ok. Mă gândesc și eu, m-am căsătorit la 25. Da? Vorba lui Pandi. Se întâmplă, sunt și divorțuri. Tot 25. Tot 25. E bine, eu mai târziu. Ok, vreau să mai vedem o poză și să o comentăm, pentru că e din casa Șucu, poza, da? Patronul Rapidului. Poți să dai un zoom să vedem pe masă ce se mănâncă? Patronul Rapidului își primește, văd că, deci în afară, că lumea poate nu-i recunoaște, sunt noi jucători ai Rapidului. Nu știu cine, nu-i recunosc pe toți, adică recunosc acolo, dar îl recunoaște pe Daniel Nicolae. Hasan e în prim plan, cred, aici cu tricou alb. Da. Cred că e Burmaz în stânga. Burmaz, da, e în stânga, e chiar lângă Daniel Nicolae. Lângă Daniel Nicolae e Burmaz, da? Sunt băieții lui Dan Șucu cei doi în picioare și lângă Dan. Angelescu. Victor Angelescu și Krasnikin cu hoodie negru. Da, nu știu cine sunt cei din... Agenții. Agenții, mă gândesc. Nu am văzut foarte des așa ceva. Nu. A? Nu. Ți se pare o chestie obișnuită, Pandi? Asta îți aduce aminte? Șeful de scouting, înțeleg, al doilea din stânga.
Nu e obișnuită. Ce obișnuită să fii, să-i chemi la tine acasă, să-i pui la masă, să faci poză? Nu mi se pare, în primul rând, că e ok poza asta. Dacă îi chemi acasă, îi pui în poză și dai poza, iară nu mi se pare normal. Dar eu am alte astea, știi că cu mine nu poți cu din astea, cu poze. Nici cu mine nu poți. Păi vii la mine acasă și te pun în poză. Ce e asta? Vii la mine acasă, stai la mine acasă, nu? Punem poze cu... ei știu ce fac, nu mă bag, nici nu sunt de acord, nici nu... Doar că am altă asta. Eu nu l-aș fi pus niciodată poza asta niciunde. Că nu e treaba nimănui ce fac eu acasă. Așa mi se pare mie. Eu cred că e un mesaj. Nu știu care ce se mesaj transmite, mene, cred că am trecut deja niște din astea. Suntem uniți, suntem o familie. Nu știu, sau eu i-am Gigi adus... Gigi Becali și-a invitat vreodată fotbaliștii la el acasă? La vreo masă? Istoric vorbind? Gigi Becali nu face mese cu oamenii din afara familiei. Gigi Becali a fost obligat de familie să facă o masă în oraș când am plinit, în ziua în care am plinit 60 de ani. Și în afara familiei au venit Teia Sponte, care e un prieten foarte apropiat, Fini, adică o pereche de fiind și eu. Și asta a fost, asta a fost într-un fel presat de toată lumea. Dumnezeu, da, ai, da, 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 60. 60 de ani și zis, totuși. N-am ce să fac, mă obligă fetele, vină și tu la masă. Ok, bine. No. Deci jucătorii nu au venit vreodată la el acasă, nu știți să se fi întâmplat lucrul ăsta. Nu există așa ceva. Dar nu merge nimeni la Gigi. La Gigi nu merge nimeni acasă. Dar la alții, la Bucșaru venea cineva? Nu. No. Nu întreb că e o chestie, da. Asta chiar e aparte. La Bucșaru am fost o singură dată acasă când am discutat trecerea mea acolo, am fost eu cu Petrescu atât. Prima și ultima oară. Nu, asta nu e normală. Dar poate e normală pentru vremurile astea și atunci e altceva. Dar nu e normală. Dar de... fiecare de asta spun că face ce vrea. Nu e normal în ce... De ce trebuie să pui când vine cineva la tine acasă pe rețele lucrul ăsta? Sau pe unde pui? De ce? Familia Șucu este și o familie cu mult mai mare transparență decât e alt fel croită. Da? Diana Șucu este o persoană publică, o persoană a cărei rețea de Instagram este foarte cunoscută. Este, adică nu e o raritate. Uite, și pune poze la toate mele. Și eu sunt folosit. Și fiica mea mă postează și mă mai filmează câteodată și pune. Ce să fac? Dacă... Nu, dar tu știi că și ești de acord cu ce face ea. Păi ce să fac? Da. Dacă o ajut în vreun fel, da, sunt de acord, da. Normal. Nimic nu prea îmi place să... Dar câteodată îți asumi un statut în momentul în care alegi să fii persoană publică. Poți să nu alegi să fii persoană publică. Poți să fii în funcții sau în, să lucrezi în, chiar și în televiziune și să nu îți asumi statutul ăsta. Ia-s o grămadă de ăștia. Da. Mai degrabă o grămadă de ăștia. De care zici? Care nu? Care nu. Pentru ce? Cum adică? Mă sor sau ce fac și pun și discut cu oameni pe care nu i-am văzut în viața mea. Ce e asta? Ce treaba oia cu mine, cu căsătoria mea, cu mine, cu discuția? Știi cum e? Discut de ceva, da, dar că ne băgăm în discuții, dar căsătoria mea sau casa mea, ce treaba au? Nu știu ce să zic. Da. Tu nu ești, nu ți-au plăcut niciodată. Sunt oameni care și-au făcut... Poate o să-mi fac și eu odată, habar n-am, nu știu. Și-au făcut reality show. Da. Da, asta zic, poate o să fac și eu într-o zi. Kardashian a devenit așa, exact. Miliardară, cred că e miliardare. Păi da, n-ai fi vrut să începi cum a început ea. Nu știu cum a început, habar n-am. Știi, păi, dacă ți-au ce aminte, știi bărbat, cum. Nu poate să începe. Păi nu, începim, dacă nu, că vorbeam de ea. Adică a început? Una dintre membrele... N-ai fi început niciodată așa ceva. Da. Nu știu istoria. Știu doar că are reality show, nu m-am uitat la reality show respectiv. Are de 20 de ani de zile, de 30 de ani. Ok, știu asta, dar eu nu știu. Nu mărturisesc, sunt... De 20 de ani. Eu știu că cea mai tânără miliardăreasă, vezi, cam... Așa. Să citesc mult în ultimele. Așa, provine din familia respectivă. Nu știu exact cum o cheamă, dar... Fetele, amici, da. Și înțelesesem că dacă punea o cremă, da, pe story, îi lua $500.000. Ceea ce este pirișor, zic eu. Nu știu dacă e impozabil sau nu, dar oricum, pirișor. Te îmbraci. Nu conta că îi păcălei pe aia. Nu, care cumpărau, ce cumpărau. Păcălei sigur, îți dai seama. Păcălei sigur, da. Ce mai conta? Asta este până la urmă, pentru că vezi, tu zici
Eu sunt la jumătatea drumului, așa. Nu am auzit, nu am auzit. Nu mă dau în vânt după, dar... Nu am auzit de patru, adică Gigi Becali nu, dar Gigi Bușaru nu. Adrian Porumboiu s-ar putea la vasul lui, la hotel. Erau alte, erau alte vremuri și nu era așa o expunere, nu existau rețelele pe vremea aia. Adrian Porumboiu nu te punea niciun... Pe Mihai Rotaru abia îl știi dacă îl vezi pe stradă. Iar pe Nenuțu Varga și mai puțin. Da, așa e. Sătunica, bine, Bucșarul nu știe nimeni nici acum. Adică asta spun. Până la urmă e unul singur din 10 de care am discutat. Oricum, dar și avea emisiune la un post de televiziune, nu? Era... Cine? Dan Șucu. A, da? Avea emisiune. A, da, Dan Șucu a apărut la ProTV. Adică la, e un om căruia îi place să apară. Vreau să vorbim de burmazul ăsta, pentru că mie mi se pare iarăși un transfer interesant și neașteptat ca vârstă, pentru că zici, dom'le, dă gol. Al doilea golgheter din Serbia. La 22 de ani, da. Să vină la tine. Da. Ce înseamnă asta? Asta în loc să ajungă la Partizan sau la Steaua Roșie. Fost jucător la Steaua Roșie Belgrad, la juniori. Da? Cu goluri în Youth Champions League. Aia nu spune nimic. Poftim? Competiția aia nu spune nimic. Aia nu spune nimic. Da. Da. Nimic. Zic așa că, da. Vorba ta, de ce nu te duci la Steaua Roșie și te duci la Rapid? Probabil l-a lăsat Steaua Roșie liber, nu știu istoria lui, dar probabil că l-a lăsat liber Steaua Roșie. Da, bine, Steaua Roșie l-a lăsat liber și pe Planici și Planici a fost un jucător bun în România. Sau dacă nu chiar foarte bun. Da. Ce zici, Pandi, de întăririle astea ale Rapidului? Și de... totuși, repet, 22 de ani, dar nu vine un jucător că, da, vine Țumula, de n-a mai jucat de nu știu cât timp, că a nu și plecat. A și plecat, exact. A făcut o foarfecă și a plecat. Exact. E una. Dacă îmi zici că la mijlocul sezonului aduci și al doilea golgheter al Serbiei, parcă înseamnă ceva pentru campionatul nostru. Normal că înseamnă. Și mie ți-am spus că întotdeauna mi-a plăcut când văd lucrurile astea, că sunt investitori acum care bagă bani și care aduc jucători. Trebuie să-l vedem pe jucător. Câte are? 10 goluri până 10 acum? 10 goluri în 18 meciuri. Nu cred că e ușor să dai goluri acolo. Nu? Kosovarii am văzut că s-au adaptat. Acum să vedem, știi? Pentru că probabil că și acolo e un fotbal ca al nostru, așa, mai tare, eu știu cum, se joacă mai mult la intrări, la minge, la adversar. Pare că dacă vine din campionatul ăla, ar trebui să se descurce, dar nu e ușor să se descurci la noi. Dar iar că, la Rapid credeți... e complicată. Trebuie din prima să faci câte ceva, să... Nu știu dacă e ușor. Credeți că Rapidul speră, crede în continuare că se va bate la titlu în sezonul ăsta? Da. Transferând la modul la care transferă? Da. Așa pare. Așa pare. Adică n-au zis, bă, gata... Bă... Adică nu ai depus armele. Adică puteai să depui armele să zici, dom'le, hai să vedem, luăm podiumul și... Fii atent. La momentul ăsta, cu jumătățire, Rapidul pentru câștigarea campionatului, e la mâna ei? Este. E la mâna ei. Câștigă două meciuri împotriva noastră, spre exemplu, în play-off, ne-a depășit, dacă se înjumătățește. Dar mai are două echipe deasupra ei, adică... Când vine pe locul 4, e o problemă. City a câștigat titlul venind de pe locul 8 în decembrie. Eu spun doar atât, matematic. Așa nu este. Discutăm, într-adevăr, sunt și alte echipe care speră și... Noi avem avans mare la momentul ăsta, dar n-are de ce să nu spere. Dar pui presiunea pe Bergodi în momentul de față. Adică Bergodi este obligat ca din startul părții a doua... Da, Bergodi preferă presiunea asta decât să inventeze fotbaliști pe poziții care sunt descoperite total, cum a fost după accidentarea lui Rahmani și plecarea lui Dugandjici, pentru că nu au avut atacant. A fost bolnav. Și au încercat Soni, Țumu, n-a mers, că nu erau oamenii pentru nivelul ăsta. A fost Borja Vaieve o victimă a situației astea, pentru că Borja Vaieve se desparte. Are probleme el, familial. Are probleme personale foarte mult, da. Am văzut Rapid a scris ceva de genul suntem alături de el. Deci clar că sunt alte probleme de altă natură. Sunt probleme de altă natură. Nici n-a avut un impact, că de asta mă gândeam. Asta s-a părut că fără el nu merge? Nu. Sub nicio formă. Dar nici n-a jucat pe poziția lui. Adică l-ai băgat undeva cum l-au băgat cum l-ați băgat voi pe Tavi Popescu în anumite momente, nouă fals. Nu se simțea... Ți s-a părut că s-a simțit bine, nouă fals? Ok. Da.
Nu, fals, 10. Eu cred că pe acolo poate să joace. Cred că Borca Vale? Nu. A, nu, Borca Vale e numărul 10. Altfel nu-l vedeam decât numărul 10. Nimic. Nici mijlocaș central în 2. Mă, mai vreau să discutăm o chestie, după care o să începem să ne distrăm pe aici. Am văzut o declarație a lui Gigi Becali că din nou a ajuns clubul să-i datoreze 15 milioane de euro. Cam pe acolo, da. Chiar vreo 16, cred. Da. Când, cum s-a acumulat datoria asta? Cu, adică, istoric vorbind, că la un moment dat ajunsese foarte ok, nu? Cu 1.500.000 companiu și 1.700.000 Niculescu și cu 850 Rada Slavescu, astea vorbesc de ultimele, și cu 600 Baba și tot așa, se strâng în momentul în care cumperi jucători, cum face el. Zice, bă, cumpăr, nu merge, îl schimb. Da, se strâng. E o sumă importantă. Marin, salariile, la un moment dat ajunsesem cu salariile foarte bine, dar într-adevăr, lotul era destul de subțire, însă Da. Pentru că voi ați spus de foarte multe ori, nu știu dacă a fost neapărat și o strategie așa, că dacă n-ai performanță sportivă sau nu câștigi titluri la un moment dat, trebuie să zici ceva și de bine. Domne, mai importantă e sănătatea financiară. Cum spun cei de la Manchester United acum. Da. Păi bat toți, dar ei spun că... Deci era mai degrabă o chestie de asta, pentru că ați ajuns acum, nu e neapărat sănătos clubul financiar. Nu, acum chiar nu. Dar ești pe primul loc la o puncte de locul 2. Deci cam așa deci se întâmplă, cam asta e situația, nu? Cam așa e, se întâmplă foarte rar ce s-a întâmplat la noi în 2004-2005, când n-am avut bani să aducem jucători din vari motive și am făcut totuși performanțe inimaginabile, dar aia s-a întâmplat cu un lot foarte subțire, numeric cel puțin, stăteam foarte rău și n-am avut bani. Acum sunt bani. La Gigi chiar nu se pune problema de 15-20 de milioane, știind foarte bine ce putere de cumpărare, să zic, are. Doar că mie nu-mi convine. Adică eu, dacă mă pui, pot să mă înjure suporterii. Dar eu, între un plus, o balanță pozitivă la sfârșitul unui an și performanțe sportive, dar cu un deficit mare, aleg prima variantă. Asta este. Până la urmă, pentru asta sunt plătit. Dar acum sunt decizii care au aparținut lui și... Mie mi se pare că există riscul ăsta, în situația asta, risc, cel puțin din punct de vedere al tău și al părții sportive, dacă vrei, există întotdeauna riscul ăla că nu fac performanță europeană și brusc se dă peste cap toată echipa, pentru că încep să vinzi, încep să... Și brusc trebuie să reconstruiești, te trezești că nu-ți mai rămâne, cam nu-ți rămân de niciunele. Și trebuie să te gospodărești cum ați, de exemplu, cum ați avut voi situația aia, Pandi, când ai fost tu, da? Cu Bergodi. Când ați rămas cu Onicaș, cu Andrei Ionescu, cu Ducu Ninu, da. Cu cine mai aveați voi? Și aia era tot o urmare a unor investiții foarte mari, cred că atunci când a fost cu Adi Ilie și cu Hagi, nu? Da, parcă. A fost gigantici. Cu Rada, cu... A fost an cu aproape 30 de milioane pe vremea aia. Da. Cheltuiesc, da. Și atunci te trezești că dai din colț în colț. Atunci lua pe bandă rulantă 2 milioane, 1.800.000, 1.500.000, da, așa. Tu te distrai, erai la club. Eu eram la Urziceni, aveam ce, era o liniște la Urziceni. Bărăganu era... Ok, bun. Înainte de a trece la... să vedem și o fază interesantă de aseară, vreau să încercăm un concurs astăzi. Cu Pandi și cu mine. Atenție la concurs, deci cum este? L-am copiat, nu suntem foarte original neapărat. Și nici măcar n-am făcut vreo variantă demo până acum. Nu! Nu, e prima oară când încercăm. Adică e o chestie live, e... Bun, ideea care este? Deci unul dintre noi spune un jucător. Următorul zice un club la care jucătorul respectiv a jucat. După care cel de-al treilea zice un alt jucător care știe că a jucat la clubul respectiv. Și tot așa o dăm de la unul la altul. Și vedem care... Să facem o așa mică la început. O, încercăm o, da? Ca să se prindă lumea despre ceva. Zi tu, Meme, primul. Un jucător. Krasnici. La CFR? Bun. Tu zici CFR? Eu zic CFR? Păi tu zici clubul. Asta, zic Rapid acum. Tu puteai să spui CFR, Rapid sau Balcanii. Oricare? Oricare dintre cluburile la care a jucat. Ok. Zi tu, nu mă loc Balcanii. CFR.
CFR. Nu, ce să dea cu Balcani? Mă luai cu Balcani, mergea. De Zerbi. Bravo, că a jucat la CFR. CFR. A jucat la CFR. Ce băiat ești și tu. Napoli. Acum știi unde a antrenat, nu unde a jucat. Napoli? A jucat la Napoli de Zerbi? Hai să ne uităm, da. Trebuie să dau drumul la treabă aici, deci să căutăm pe internet, să vedem dacă... Dacă a jucat, deci de Zerbi. Zici Napoli și eu zic jucător. Da. De la Napoli. Da, a jucat. Da. Gata. Ești... Eu ești zic Victor. Osimhen. Osimhen. Lille. Azar. Eden Azar. Eden Azar, Chelsea. Vezi că nu sunt ca la Remi. Nu-ți dau carote. Da. Drogba. Chelsea. Galatasaray. Icardi. Inter. Aaaa, nu puteam să fac o mizerie. Nu fă! Concurăță-mi imediat. Poți să faci ce vrei. Poți să faci, dar nu. De ce nu? Nu. Fă! Mizeria fiind aia să-l închidă pe Panii. Mizeria fiind să aleg de la Inter un jucător care a jucat la o echipă prea mică. Asta e o regulă pe care cred că ar trebui să o impunem noi. Dacă nu știe următorul, trebuie să știi tu. Că așa... Dacă nu știe următorul, ai închis. Păi nu, dacă eu spun la... Dacă spun la Utaro și tu spui, bă, nu știu. Dacă nici eu nu știu, nu-i normal. Corect, sunt de acord. Coutinho. Liverpool. Dacă îl spun, bă, și n-am venit să-l zic pe Carragher, care a jucat toată viața acolo. Zic Gerrard. Și gata, s-a închis. Nu s-a închis. LA Galaxy. Ăsta, Beckham. Milan. Ante Rebic. Frankfurt. Colomuani. Păi acum era, hă? Tot. Cum? Tot Frankfurt. Eu trebuie să vin la Paris Saint-Germain. PSG. Și eu zic Donnarumma. Și mă duc la Milan. Carote, mai dăm și noi să termin. Băi, ce faceți, bă? Adică, ce face, băi? Vezi, mă, că a zis că scoate casca și n-a scos-o. N-am scos casca. Donnarumma tot la Milan a jucat, dar mă întorc la Milan. Da, zici ceva. Păi, da. Milan, hai. Brahim Diaz, hă? Brahim Diaz, de la Milan, Real Madrid. Ia, vino cu aici. Hai să vin eu cu ceva. Hai să vin eu cu ceva. Bă, nu zi-mi indic. Santiago Solari. Inter. Dacă a jucat la Inter. Dacă ziceai Mendy, mă omorai pentru că... Marcus Thuram. Mönchengladbach. Aici fii atent aici ce fac eu. Fii atent, vino cu ceva. Fii atent ce fac eu. Da, mă, dar ăla se știe după aia că a jucat. Nu, că mă duc în... Te duci ani, nu? Păi da, voiam să spun Mateus, că Mateus a plecat de la... Dar după aia se știe. Bayern, era Bayern, era Inter, da. Era simplu. Și dacă nu mă înșel și Linen, dar nu mai știu după aia dacă a jucat în altă parte. S-a tăiat atunci, la picior, groază. Dar nu mai știu după aia unde a mai jucat, ca să zic. Deci ai zis Mönchengladbach. Ce să mai sunt? Slab pe Germania. Ai nu, e oricum. Mateus, Lothar Mateus. Iar ne ducem Inter. Păi ce zici? Bayern, hai Bayern. Bayern, bine. Bayern, bine, să schimbă puțin. Eu știu Bayern nu mai bine decât... Vini Saniol. Băi, unde a jucat în Franța, nu? Bă, dar stai așa că a jucat în Germania pe la altă echipă. M-a închis. Eu știu! Deci, n-ai voie să spui. Normal că știi că ești aia, bă! Lasă că te prinde eu înainte și să zici. Nu, stai că nu prea e, că el a comentat o grămadă de Germania. Nu, are o nebunie. Trebuie să ne ferim de Germania, fii atent. Da, mă, trebuie să o... Da, comentat și... O duce el în Germania. Fii atent că o să știe.
Deci găsește, jur că în, găsește. Spune antrenor, antrenor la... La, da, da, la da, și național la Franței. Național la Franței. La George. Național la Franței. Băi, a jucat în Germania. A jucat în Germania la altă echipă. Nici eu nu știu. Nu știu unde a jucat în Franța. Bayern, cred că, sau ceva. Nu, băi, Bayern e. Bayern era. Franța ce? Nu știu. Dai cu... O să-l urăsc pe Sidili Saniol, da. Monaco. Toată viața pentru a fost la Monaco, nu cred că a fost, da? Cred că da. La Monaco? Monaco. Da, a fost la Monaco. Da, pe da, ceva da. La ce m-a întrebat? Faceți acum cartel? Beneder. Acum mi-a... Sevilla? Rakitic, că ai fost băia valabil. Barcelona. Ce? Barcelona. Bine că ai zis Barcelona, că dacă ziceai Schalke, mă duce apă acolo și bă, mă nenorocea. Poți să-ți dau una. Poți să-mi dai și la Barcelona. La Barcelona da. Poți să-ți dau una grea. Poți să-mi dai. Nu cred că, nu că nu știi, nu știi, nu că te bag grea. Nu, bagă-mă, bagă-mă. Araujo. A, că a venit direct din... Aia zic, se închide aici. Dar știi, deci tu știi? Nu știu. Nu, ai zis că puteam, dar nu am cum că e de porc. Ba, da, o dădeam la nu știu, ziceam Penarol. Penarol, te video. Penarol, ce să găsește? Penarol, te video. Da, bine, atunci hai să-l dau pe De Jong. De Jong, Frenkie De Jong. Da. Ajax. Ajax. Cine e ăsta care e atacant la Anderlecht acum? Tolberg? Nis! Nis, da. Da. Aș gala Nis, da. Da, Nis, da. Balotelli. Mă, bine, la Balotelli poți fi 20 de echipe! Te-a pus zi la Tolberg! Da, acum unde e? La ce echipă e în Turcia? Nu e la Adana? La Adana? Nu știu dacă... Nu e la Adana. Nu mai e la Adana. Nu, nu. Nani la Adana. S-a întors și el la Adana. Cred că tot în Turcia, nu? Hai să vedem. Stai că văd. Cred că tot în Turcia. Bine, s-a luat la bătaie cu Montella, parcă. Sau s-a dat Montella la el, la un moment dat, pe teren acolo. Da. A plecat și iar s-a întors. Adana, mă, hai că știm și pe ăsta. S-a întors. Da. Adana... Kimbab. Eu am zis Balotelli. Tu poți zici ce echipă vrei. Iar ne întoarcem la Inter, la ce ne întoarcem? Da, ce, ai multe la City, da, la început. Nu, da, Adana. Dacă City, da, City. City. Băi, am o problemă. Bă, la... Vă jur că am unul care nu știu, nu sunt sigur de unde a venit. Haide, capul meu, ce folosim. La City? Da. Unul bun. Bun? La mișto, am zis și eu că să... Bernardo. Ai nou că Bernardo știe. La Bernardo știu și unde a jucat înainte de Monaco. Da. Deci a jucat foarte, foarte puțin. Da? Da. La City să-ți dau jucător... A, îl știi, na. Fii atent, ca să complicăm lucrurile, să le ceva. Nathan Ake. Aha. Da, la Chelsea a fost. Așa că ne-am zis Bournemouth. Bournemouth. Păi da, așa Bournemouth. Păi de da, ce? Dar voi v-ați făcut blat acum. A, a, și ziceam, blat, ziceam, și Bournemouth, dar ce ziceam, ziceam să Bournemouth. Și te-ai curățat pe tine. Este, acum e la ei. Acum Golgeter, Solanke, Dominic Solanke. Și te duci tu la Chelsea repede, că te ajungi pe tine. Nu, Solanke a fost înainte la... La Chelsea. Nu. La Chelsea? A fost 100% la Chelsea. La Chelsea. A crescut la Chelsea. La Chelsea. Da, da. Da, a fost la una dintre Villa la și ăștia West Ham. Dă goluri acum o grămadă. Bă, da, ce goluri dă. Da. A fost la Villa sau la West Ham? I-a dat... Cred că la una dintre ele, la un moment dat. N-a fost? Domnul la primul meci al la primul meci al Nuno Espiritu Santo a dat 3 goluri. Și a bătut... Nu, a pierdut 2-3. Nu, a pierdut... I-au bătut, i-a bătut 3-2 la... Cu Solanke 3-3, da, 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 da. Și după aia a bătut Nuno... Ia să văd dacă m-ați închis, că s-ar putea să mă fi închis. La ce? N-a jucat. Sunt primul care pierd. La ce? N-a jucat nici la Villa, nici la West Ham. Nu? L-au adus de la Liverpool. Nici nu mai știam de Solanke de la Liverpool. Da. Bun, a fost o idee. M-am uitat acum și am văzut că a fost la Liverpool. A fost un joc, așa că e ultima emisiune și hai să ne relaxăm un pic. A fost frumoasă, bravo. Bun. Nu mă relaxez, eu sunt foarte competitiv la sesiune. Dacă ți-arăt că am transpirat. Pe fond de stres? Nu că de...
te dai șmecher câteodată. Da, și când îți vine imediat, uite, nu, așa și puțin, zic, bă, ia mai începe ăla, mă, și ne dă lecții. Taci din gură, fraier. A, nu că e complicată treaba. Nu, nu, nu. Ei, dar nu înseamnă că, bă, dacă te întreabă cineva ce, și nu răspunzi... Știi ce voi atunci spunea? Bă, dacă zicea Verratti, Pandi, că, dar tu știi unde a jucat Sile Verratti. Da. Dar să știi că nu prea știe nimeni. Dacă spuneam Al Arabi sau unde e acum? Unde e? Al Arabi? Sau unde e acum? În Qatar. Da, nici eu nu știu asta de Qatar. Dar dacă tu ziceai, despre exemplu, dacă zicea Verratti și tu știai că a jucat la Pescara, nu mă închidei. Că știam că a jucat cu Immobile și Insigne. Cu Insigne pe vremea aia. Cu Zeman. Cu Zeman am fost. Am și văzut jucând. Am fost la meci. Sau dacă te 20 de goluri atunci. Da, da, da. Sezonul ăla. Au promovat din Belgrad. Au marcat 92 de goluri, dacă nu mă înșel, cu Zeman. Da. Bun, mai am câteva subiecte pe care vreau să le... Poți 20. Da, da, simpatice, bine, tot Ciro așa. Mai mare, Ciro da. Mai mare puțin. Simpatice, câteva subiecte simpatice. Vreau să vedeți de ce a apărut dita mai scandalul național de tineretea Camerunului, cred că, da? Parcă e Fabinho, e mai bătrân ca Fabinho. Douala de 17 ani. Deci are 17 ani, vă rog frumos. Atenție mare. Există dubii în legătură cu vârsta lui. Zici? I-au căzut dinții de lapte. Așa. Bă, dar nu putea să spună și vreo 24, am direct 17. 17. Nu, dar marea problemă a fost în fotbal, Mococo. N-ai cum să-l lași și să vii să ne spui că e totul ok, că nu știu ce, și avea 2 metri și aia 1 metru. Nu merge așa. Deci acolo e marea problemă. Și acum normal 17 ani, 1,72 m, Victoria United, da? Mie de cred că mai crește. Are 1,72 m, dar mai crește. E creștere, nu? E creștere. Da. Da. Bun, deci ăsta ar fi unul dintre jucători. Asta era ca pe vremuri, că aveam un prieten, aveam prieten hocheiști la Galați și a zis: "Băi, am jucat cu bulgarii la 15 ani, la U15." Și i-am prins că se bărbiereau. Păi știi că a venit la un moment dat o națională Turciei la noi, nu mai țin minte exact categoria de vârstă, și erau toți la 1 ianuarie născuți. Da, în Turcia se știu chestia asta, chiar am prieteni turci care declarați pe 1 ianuarie, pentru că se făcea foarte rar prin Podișul Anatoliei pe acolo, mergeau rar să meargă și mergeau să... odată la nu știu timp. Da, dar nu făcuteai 4 ianuarie. 5 ani. Nu. Asta zic. Tu puteai fi decembrie născut. Nu, aici ai, ai furat câțiva ani. Aici nu zile. Te-ai dus cu bicicleta. Aici te-ai dus cu bicicleta la certificat. Unde e copilul? Hai, vină cu bicicleta. Vină și copilul. 5-6 ani cu bicicleta la certificat. Nu, unde e copilul? Păi unde e? Eu sunt. Știți că ar bine barba, așa, știi, tacticos. Bun, nu e primul din istorie. Mai avem pe Goodwill, din Sudanul de Sud. Câți ani avea ăsta? Sunt 17 sau 18 ani. Asta știu, ăsta nu a fost la Lazio? Nu ăla, nu, nu ăla, ăla, ești pe Minala. Așa. A, Minala, Minala, da, Joseph Minala. 17 sau 18 ani, ăsta e Minala. Ăsta e Minala, copilul. Copilul, 17. Seamănă cu Eusebio aici, în poză. Aici, mamă. Ce seamănă cu Ghean? Eusebio, clar, el e. 17-18 ani. Bun, personaje simpatice. Ancelotti a prelungit cu Realul. E de discutat, cred că. De ce credeți că au mers tot pe mâna lui? Că vorba aia, se spusese Naționala Braziliei, stai un pic, că nu sunt pe primul loc până la urmă, dar în momentul de față se termină anul cu Girona lider în La Liga. Părea ce abia Alonso cu un picior, părea. Nu? Da, părea. Adică toată lumea se gândea, cred că, la Xabi Alonso. Părea cu un picior la Real Madrid, mai ales după începutul ăsta de sezon extraordinar, părea că la vară o să ajungă acolo, dar uite că au zis, bă, mai bun ca ăsta nu avem, nu găsim, indiferent cine e, cum e, face treabă acolo, pe unde face, dacă îmi vine aici altceva, hai mai bine să mergem pe el, să-i mai aducem un atacant, să mai aducem ceva jucători și cred că o să arătăm bine de tot. Pare că are o relație excepțională cu Perez. Cred că este cel mai... omul cu care se lucrează cel mai ușor. Nu cred că a existat vreun conflict, n-am auzit să fi fost vreun conflict între Ancelotti și vreun jucător, și a antrenat jucători uriași, între Ancelotti și vreun conducător, și a fost la cluburi unde a avut conducători de mare, mare calitate. Pentru că pare că e un om de...
extraordinar. Pare de pe altă planetă, da, modul lui de a gestiona presiunea, vestiare grele. Eu țin minte, iar anul ăsta a fost greu, chiar dacă l-ai adus pe Bellingham. Nu, a fost greu. Tu ai inventat sistem pentru Bellingham, da, și ai reinventat poziție. Am văzut pe rețele o filmare. Un suporter, nobody, din tribună îi spune... Guma? Da. Că ei spun ciclez la gumă spaniolii. Dă-mi și mie cicleți. Și scoate și dă gumă. Îi dă un chinga. Altul putea să se uite la el peste umăr, să meargă mai departe, să nu-l bage în seamă. Și asta spune multe. Omul este nu easy going, e ceva, e foarte dulce. E foarte mișto. Eu am prieteni care l-au cunoscut și care, bine, plus Chiri care a lucrat cu el, dar spun de ce, spun Mache. L-a cunoscut, practic Chiri era jucătorul lui, dar Mache era un român, cunoscându-l printr-o cunoștință comună, și s-a comportat cu el de parcă ar fi fost prieten de o viață, a stat o seară întreagă, au povestit, excepțional om. Vreau să vedem înainte de a... Că urmează Genoa Inter, mă uitam să văd cine joacă, Drăgușin joacă... Pușcaș? Pe bancă? Pușcaș este pe bancă. Rezervă. Da. Asta e o mare probă pentru Drăgușin. Da. Meme, mulțumesc. Pandi, mulțumesc. Vă urez un an bun. La fel. Și să ne vedem tuturor sănătoși. Să ne vedem sănătoși în 2024. La mulți ani, prieteni. Rămâneți cu noi, rămâneți cu Orange Sport. Să aveți un final de an cât se poate de bun.